Se efectuează cercetări cu privire la introducerea în penitenciar a unor substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive și a unor droguri de mare risc. Acestea erau impregnate în scrisori și expediate pe numele unor persoane aflate în sistem. Odată introduse în spațiile de detenție, scrisorile erau porționate și vândute deținuților. 27 de percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Prahova, Dâmbovița și Brăila și în municipiile Bacău, Piatra Neamț și Roman, precum și în 10 penitenciare, printre care și cel din Drobeta Turnu Severin, cu scopul destructurării unor grupări infracționale, specializate în săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. În cauză se efectuează cercetări cu privire la introducerea în penitenciare a substanțelor care erau impregnate în scrisori și expediate pe numele unor persoane aflate în sistemul penitenciar. Odată introduse în spațiile de detenție, scrisorile erau porționate și apoi vândute deținuților.